pe care o vor trimite la București pentru confirmare lui. Ultimele care au intrat pe lista noastră au fost Dunării Vezi și Dăbulești. La ora la care discutăm, colegii sunt la Călăraș, tocmai pentru a peria ultimele focare care au mai rămas acolo, pentru că din 23 au ucis preventivul în Călărașul. Și alte echipe de colegi sunt în Calafat, așa numit un Mogador. Pentru cine nu știe, acolo e o favelă, cam ca în America de Sud. Și pentru că am ajuns la chestia asta, vreau să vă spun că marile probleme pe care le-a creat ăsta porcina africană nu au fost create de oameni serioși care și-au crescut unul sau două animale. Și domnii primari în care noi am fost în focarele care am ucis preventiv știu foarte bine treaba asta, și cei care au câte unul, două focare și s-au implicat foarte mult în sensul ăsta și pentru asta le mulțumesc și îi felicit totodată. Să știți că am mai discutat chestia asta și o repet până se va înțelege. Pesta porcină africană nu e o problemă a medicilor veterinari sau personalului veterinar sau a inspectoratului sau a direcției sanitare veterinare. Este o problemă a noastră a tuturor. Pentru cei care încă mai cred că e nu știu ce poveste, vă repet că nu e o poveste. Este o boală care se manifestă pe plan mondial. Nu e, dacă era doar în România, puteam să începem să discutăm filozofii seci. După cum vedeți, suntem, vă spuneam, la 40 de localități în județul Dolj în care facem combatere și vreau să vă spun că munca este destul de dură. Colegii noștri lucrează în regim de zi lumină, sâmbete, duminici, fără să-și ia liber, pentru că în paralel cu uciderea preventivă trebuie să facem și dosare de despăgubiri și să avem la ora actuală dosarele pregătite pentru a da bani. Pentru că am ajuns aici, vreau să vă spun că task-ul s-a plătit la 30 de zile, legiuitorul dă 90 de zile, iar la ora la care discutăm, astăzi au intrat banii în cont pentru Nedeea, Gighera, Zăval, Măceșul de Jos, Gângeva, Brano, Știța, Bădoș, Rojiște, Pisculeț, Măcesul de Sus și mai era o diferență la task. Deci banii sunt în cont, dosarele sunt făcute și unii dintre noastre știți ce înseamnă un dosar de despăgubire pentru o singură gospodărie. Câte semnături, comisie de evaluare și așa mai departe. Deci vă spuneam că munca este asiduă și singurul lucru bun al acestei boli este că nu se transmite la om. În rest, pagubele economice sunt enorme. În dosarele pe care le avem acum pregătite pentru despăgubire, avem cam în jur de 15 miliarde pe care îi plătim. Am plătit peste un miliard și ceva la task. Și cu 15 miliarde pe care le vom plăti în săptămâna asta și săptămâna următoare, deocamdată am reușit să o ținem la distanță de puținele unități de creștere intensivă pe care le avem la nivelul județului și mă refer aici la porcul de Băilești cu vreo 30.000 de capete și celelalte unități care au porc la Greșat în jur de 2.000 de capete. Ne interesează efectivele de animale dintor și este meseria noastră și, cum spuneam în alte dăți, în diferite întâlniri, misiunea noastră nu e de a ucide, ci de a trata animalele. Din păcate, în cazul ăsta, nu avem niciun mijloc de a trata sau a vaccina animalele. Uciderea este o metodă preventivă de a nu răspândi boala. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Cam atât am vrut să vă spun. Da, domnule. Domnule, vă mă spun că nu vreau să vă spun pe domnule, nu că mă știi de mulți ani sau de... Vă știi. Dar bine că am lucrat în sectorul ăsta an de zi. Da. La Foci. Primul lucru. Mă întreb așa, omenești. Porcina africană. Ca să fie africană, trebuie să fie porcul african. În ce zone din Africa a crescut porcul ăsta de a dura, să zic, colera asta? Pe ăsta e ca totul. Porc.
Alexandru să mai face în România virusul ce? Adică vaccinarea, virusul... Antipestase clasic. Doi. Da. Să zicem că este așa, african, moldovean, cum o fi virusul ăsta? Domnule, în România, în pădure, la voluntari, e laboratorul de unde am luat statul la genetică. Laborator de produs virusuri și canceroase și antipestoase. Nu mai e nou, primar, îmi pare rău să vă anunț. Deci, eu... A fost privatizat și se face altceva. Doi, s-a dorimat ăla. E pastor, e catacozinul. De ce? Nu mai există un laborator de produs virusuri. Pe ce? Pe cultura de embrion? Care este cultura de să învârtește virusul? Am înțeles mesajul. Hai, o regăină la 27 zile, iei embrionul și faci cultură și faci vaccin. Domnul doctor. Întrebarea care este? Din 1893 și ca unul care luni de zile la Căzănești a făcut autovaccinarea de cu sânge de la animalul bolnav, la de la sănătos. Nici asta nu mai face. Deci cel din la cortul să bolnav căzut, era doi tehnicieni cu medicul recordant cu citrat de totul să nu se coagulezi, recordat și injectat la alea era picioare și tot e rezultat cu 42-60% de salvare. O să vă răspund. Răspundeați-mi, dar vaccinare. Tocmai asta vreau să vă spun că din ultimele cercetări, oamenii de știință spun că virusul care produce pesta porcină africană nu reușește să emită anticorpi. De aceea nu există un vaccin. Se studiază, sunt mai multe variante, dar deocamdată, la ora la care discutăm, pe plan mondial, nu există un vaccin pentru combaterea pestei porcine africane. Ce spuneți dumneavoastră este adevărat, valabil. Virusul C a fost o tulpină C pe care și noi am studiat-o în facultate, pe care am pus-o în practică până acum 10 ani și pe teritoriul județului Dolj, crea imunitate în toate infectivele de animale, n-aveam o problemă, s-a scos și virusul C din vaccinare pentru că s-a considerat că o tulpină care există în populație poate să producă la un anumit timp boală. Și atunci, oamenii de știință au zis, dom'le, nu mai vaccinăm și ca dovadă n-avem peste porcine clasică la ora asta și avem numai pesta porcină africană pe care, cum vă spuneam, evoluează efectiv pe porcul domestic și pe porcul sălbatic. Din păcate s-a exacerbat în momentul în care am început să găsim isteții morți inițial în lanurile de grâu. Acum, proaspăt, dacă vreți, de ieri avem 10 cadavre găsite în lan de floarea soarelui, în diferite stadii de alterare și acolo e sursă de virus. Păi am inscris și protejați cu ocolul silnic, că ăia sunt flagelul de ce s-a ducut. Noi protejăm în tot felul aici, directorul direcției silnice, discutăm. Nu, domnul primar, nu protejăm. Ascultați-mă, nu protejăm pe nimeni în caz de boală, domnul primar. Nu ne permitem să facem așa ceva. Dumneavoastră știți la fel de bine ca mine că este penal ascunderea unei boli infecțioase pe globul pământesc, nu România. Este penal. Nimeni nu-și permite să ascundă o boală care evoluează într-un anumit sector. De acord. Și virus, și bacterii, toți au un alt cromozomia. Nu are rost să intrăm în teorii pe care... Nu. Sunt o parte din oameni care n-au noțiuni despre medicină și atunci nu are rost să intrăm. Vaccinul mor, făcut la temperaturi și presiuni înalte, când e să facă toxicologul ăla să se combine cu ăla viu, moare. Da. Nu-i mare filozofie, nu se vrea. Bun, atunci încercați dumneavoastră... Să vrea domnul doctor să mănânce de la Oșan carne, de la... Mai pierdut la noi și orice bila și toate magazinul. E mai sănătoasă cu carnea de porc. Asta cu pestă, de mi-a zăvărut mie porcea la deci, e mai sănătoasă decât din punct de vedere și organoleptic și ce vreți să nu se compară porcul crescut la cobor, la cortez, cu ăla crescut pe pavimente. Ați văzut un porc bolnav de pestă porcină africană? Cum da, arată? Da. Ați fi mâncat în el așa, albastru, cu hemoragii peste tot? Că dar dumneavoastră ai spus că nu se transmite la urmă. Păi nu se transmite, dar așa ca aspect vorbesc. Dumneavoastră ați face o friptură din porcul ăla care ia... Apatorizarea a făcut și niște. Dacă îl stai la cuși și să-ți purge tot sângele,
pe vână și tot să mă... Eu sunt de acord cu noastră, știu că sunteți supărat, dar o să peste ani de zile, peste ani de zile o să vedeți... carne, hrană, pământ... O să vedeți că am avut dreptate. Înainte să făceați prăbuzând carne. Asta, făină furajeră. Corect. Se putea făcea făină furajeră în condițiile care nu evoluau o boală infecțioasă. Acum, fiind o boală infecțioasă, nu se... Acum aruncăm proteina. Da. Așa putem să discutăm. Da, vă invit la mine, trece și de lăburi noi doi. Bun. Dacă se...